O minge lungă însă acolo e Claudiu Panfile, greșeala lui Panfile, că Buza are intervenție excepțională la șutul lui Valentin Gheorghe, primul șut trimis pe poartă de Giurgiuveni. Greșeala lui Claudiu Panfile, încurajat de colegii săi. Alibec bate repede lovitura de la colț. Să vedem dacă va veni centrarea. O pasă la marginea careului, același Valentin Gheorghe. Centrarea lui Valentin Gheorghe a respins însă Belu cu capul. Panfile bate cornerul. Vine centrarea de Viere și intervenție extraordinară la lovitura de cap a lui Dandea. Ce parare din partea lui Lazar. Cea mai mare ocazie din această partidă. O devierea lui Tsumu, iar Dandea reia din 4 metri, însă Lazar are un reflex extraordinar, scoate mingea de sub bară. Ce ocazie pentru Hermannstadt. Însă este un nou... Pasa lui Alibek pe culoare. E uriașă! Ce pasă însă găsește Denis Alibek pentru Aldren Lulacu. Îl lasă 1-1 Alibek pe Lulacu cu portarul advers, însă Aldren Lulacu ratează ținta din 11 metri. Excepțională pasă dată de Alibek. Lulacu însă nu reușește să deschidă scorul. Statici cu Poliaș, un program foarte greu pentru echipa lui Mucescu, care acum însă beneficiază de o lovitură de la 11 metri și iată același Claudiu Panfile comite faultul, îl faultează pe Begne. Miriuță își dă seama că echipa sa trece printr-un moment foarte dificil și dacă Astra va deschide scorul, va fi foarte greu pentru elevii săi să revină în joc. O imprudență din partea lui Panfile la această fază, care nu a anunțat cine știe ce. Aici s-a cerut offside, e o fază la limită. A continuat acțiunea. Iată, mingea ajunge în careul gazdelor. Iar Beguie este împiedicat de Panfile. Lovitură de la 11 metri pentru Astra. Lulacu în prima repriză a avut o șansă mare de tot. Acum e față în față cu Căbuz. Minutul 60. Aldren Lulacu. Pare că Radu Petrescu nu e de acord cu poziția mingii. Lulacu a mai înscris de la 11 metri în acest sezon. În fața reușite cu un preț, Radu Petrescu. Lulacu! Gol! Astra deschide scorul la Turgu Mureș. 1-0 în fața celor de la Hermannstadt. După reușitele cu Politehnica Iași și FCSP, iată că Aldren Lulacu înscrie din nou în tricoul Astrei. Kosovarul de 30 de ani. Golul câștigă duelul cu Dania, intră în care o atacatul Astrei! Șut în forță, Căbuz atent, a încercat camerunezul să-l prindă pe portarul sibienilor cu o execuție la colțul scurt. Rămâne 0-1, lovitură de la colț pentru Astra. Ce greșeli în defensiva CBN-ilor.
1-0 care probabil închide acest meci. Centrarea lui Alibet. Iată Curtean nici măcar nu sare lângă Erico. Priviți-l pe Alex Curtean, care realmente se așează confortabil lângă Erico la Silva, care se înalță și ca un veritabil fundaș înscrie pentru 2-0. 16 etape, 16 marcate de Astra. Aici un șut! Oh, ce orogol puteam să vedem, însă Lazar are o nouă paradă fabuloasă. Scoate din vinclu portarul Astrei, din nou titular în poarta Giurgiu Venilor. Ce intervenție a avut Lazar! Concentrare pe jos de data aceasta. Probleme pentru Cestor. Șutul lui Țumu de lângă punctul de la 11 metri, însă acesta trage extrem de slab. A intrat Bruno în locul lui Alex Curtean. Șutul lui Dâlbea de mai devreme, de unde scoate Lazar.